Dobrinăuți Hapăi este un sat din comuna Vârful Câmpului, care amintește de Moldova patriarhală din vremea marelui voievod Ștefan cel Mare. De altfel, în acest cătun idilic se află un monument unicat în România. Este vorba despre Biserica de Lemn de la Dobrinăuți Hapăi, veche de 700 de ani. Părintele Gică Ceahlău, preotul din Lunca, îi cunoaște foarte bine valoarea și povestea. Povestea ea a început de mult. Ce este foarte important este că ea a fost pe malul stâng al Sirietului, și în jurul ei s-a făcut cimitirul ostășesc al lui Ștefan cel Mare. Deci are o vechime considerabilă. Probabil că și, și înainte de Ștefan cel Mare a fost construită. Ea este o biserică din lemn, în formă de navă. A avut o importanță covârșitoare în privința vieții duhovnicești a zonei pentru că într să să săvârșea Sfânta Liturghie într centrul vieții duhovnicești. Totodată, bisericuța de la Dobrinăuți Hapăi a fost singura biserică construită direct pe roți, tocmai pentru a fi protejată de invadatori și mutată dintr-un loc în altul. Nu se cunosc meșterii care au făcut-o, dar ce este important este că atunci când treceau cu hardele străine, pe aici, totdeauna ea era mutată dintr-un sat în altul pe roți. Deci avea Inițial. un sistem. Inițial a fost construită pe roți, avea în jurul ei, în jur de vreo 20 de roți. În față aici, dacă observați bine, este o zonă unde vine altarul. Aici în față erau roțile care conducea biserica în stânga, în dreapta. În față era dusă de trasă de 16 perechi de boi. Iar la vreme de război așa, așa era. Era dus dintr-un sat în altul. Bisericuța a poposit în multe sate de pe lunca Prutului, dar acum 200 de ani a ajuns la Doprinăuți-Hapăi. Până când în anul 1810 ea este adusă aici la, la lunca, aici unde vedeți dumneavoastră, tot așa cu caro cu boi, într-o iarnă a fost adusă. Și ce este foarte interesant este că atunci când a fost adusă și a fost așezată, era așezată cu tot cu roț. Locat, locat, ce spun că copiii, chiar la un moment dat, când au început să, să strice inima mai din lemn, să jucau cu roțile în, în, curtea cimitirului. Biserica nu era inclusă în circuitul monumentelor istorice. Prin strădania edilului din vârful câmpului, Maria Huțu, Sfântul Lăcaș a primit în cele din urmă recunoașterea bine meritată. Cu un an și jumătate în urmă am făcut uh, propunere în acest sens la Ministerul Culturii și Identității Naționale și în sfârșit, în data din tâia 11 iată luna aceasta, 2018, am primit ordinul de ministru 2840, prin care bisericuța din lemn de la Dobrinăuț Hapăi intră cu adevărat în circuitul monumentelor istorice, motiv care ne bucură. Administrația locală ia în calcul reabilitarea monumentului și includerea acestuia în circuitul turistic local, județean, dar și național.